În cazul în care voi aveți întrebări, vă rog să mă întrebați. Eu nu vă promit că o să vă răspund pe întrebări. Dar să mergem mai departe. Deci, poate cineva dintre voi să-mi spună, care e sajna aprobațiune la nivel național în Moldova? Care e sajna aprobațiune în cazurile penale și în cazurile civile? În cazurile civile, inversare sarcinii probăției, pe care parte aprobează ceea ce invocă, dar în cazurile penale, deci principiul nevinovăției. Deci, și iarăși, dincolo de orice dubiu rezonat. Păi, dar e neclar. Ai spus, în cazurile civile avem inversarea sarcinii și în cazurile civile avem regula generală pe fiecare parte aprobează. Sau în anumite categorii de principii, ar fi în religios administrativ, și în cazul de discriminare și adicionale, populațiunii se inversează. Eu mă refeream la general. Ok, noi, în acest caz e foarte clar, da? Că există două tipuri de sarcini de probațiune. E dincolo de orice dubiu rezonabil, se aplică de regulă în cazurile penale. Da. Și are și, este și logic și are și un obiectiv aplicarea acestui principiu în cazurile penale, deoarece e imposibil să condamne o persoană fără a fi aproape absolut sigur de vinovăția acestei persoane. Iar în dosarele civile, regula națională este, după cum a spus și Elena și Arina, că fiecare parte își probează alegațiile și afirmațiile și argumentele pe care le prezintă în instanță. Totuși, ce se întâmplă în cazurile de discriminare? Și deoarece noi vorbim acum despre curte, cum a evoluat principiul ăsta și ce înseamnă și cum se probează cazurile în fața curții și cum curtea examinează probele? Este exact regula despre care vorbea și Elena și vorbea și Arina. Despre faptul că există o repartizare a sarcinii probei. Deci sarcina reclamantului este ca să stabilească, să poată să demonstreze prima facie că a avut loc discriminarea. Asta înseamnă să poată stabili prezumția discriminării. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că reclamantul trebuie să aducă suficiente probe să demonstreze că a avut loc un tratament discriminatoriu. Totuși, aceasta nu înseamnă că reclamantul trebuie să probeze de la depunerea cererii că a avut loc acest, fără niciun dubiu, că a avut loc acest tratament discriminatoriu. Care este scopul acestei reguli? Care este scopul de a institui regula prezumției tratamentului discriminatoriu? Este specificul cazurilor de discriminare. În cazurile de discriminare este... De regulă, majoritatea datelor le posedă autorul sau făptuitorul discriminării. Și mai ales în cazurile în care este statul, este practic foarte dificil, dacă nu e imposibil, de a prova că a avut loc discriminarea. Și cazurile discriminare directă, ele nu sunt atât de răspândite, de exemplu, atunci când are loc o angajare și atunci când între o femeie și un bărbat, se dă prioritatea bărbatului, femeia nu spune direct că noi nu te angajăm din cauza că tu ești femeie. Dar, datorită contextului, datorită circumstanțelor, datorită unor anumite date statistice, se poate trage concluzia logică că aceasta a fost discriminare directă. Totuși, este foarte dificil de demonstrat acest lucru. Din această cauză, atât instanțele naționale, atât la nivel național, cât și în fața CEDO, sarcina aprobațiunii se repartizează între părți. Această repartizare a sarcinii aprobațiunii nu înseamnă că ea se transmite de la o parte la alta. Asta nu înseamnă că reglamentul trebuie să vină în instanță și trebuie să spună că eu am fost discriminat. Reglamentul trebuie să poată aduce niște argumente logice și să poată să facă niște conexiuni logice, să poată să aducă suficiente fapte care au avut loc în privința sa. Să poată să, dacă este necesar, să poată să probeze contextul. Într-așa o măsură încât să fie destul de logic și destul, să poată trage o concluzie logică
că, au, că în acel caz a avut loc o discriminare și doar în acel caz curtea decide să transfere sarcina probațiunii la curând, adică la stat. Și atunci statul... Și atunci statul, doar atunci când există o prezumție de discriminare, statului îi se transferă oportunitatea de fie să nege, fie să ofere o justificare. Deci, asta și este două faze a sarcinii probațiunii. Reclamantul trebuie, prima fază se numește, prima face, adică la prima citire curții să-i fie clar că a avut loc o discriminare. Așa. Și numai după aceasta urmează a doua fază, faza de refutare, pe care în sarcina părâtului vine această fază. Și atunci părâtul are două posibilități. Sau să nege discriminarea, spună că nu a existat niciun fel de discriminare. Așa? Spună că nici nu a existat discriminare direct, nici indirect, de exemplu, da? Indirect, că nu au avut loc un tratament mai puțin favorabil, sau că nu a existat un efect proporțional a unei prevederi sau unei practici neutre. Sau să vină cu o justificare discriminării și spună că, uite, a avut loc o ingerință, dar această ingerință ea este justificată și cum are loc justificarea acestei ingerințe, ea se justifică printr-un scop legitim acțiu a ingerinței care a avut loc și printr-o măsură și prin faptul că, prin faptul proporționalității măsurii luate de stat cu scopul urmărit. Ce a hotărât curtea prima face? Ce a spus curtea? Ce înseamnă prima face, în general? Aici avem un caz Naceva și alții, împotriva Bulgariei. Și eu îți vă citesc un pic de pe ecran. Și aici scrie următoarele. Înseamnă că curtea spune că se acceptă drept fapte acele afirmații care sunt susținute de evaluarea liberă a tuturor probelor, inclusiv de concluziile care ar putea decurge din faptele și informațiile aduse de părți. Deci, curtea poate să facă anumite concluzii din fapte și de afirmații aduse de părți. Doviezile pot rezulta din coexistența unor deducții logice suficiente, puternice, clare și concordante. Sau unor prezumții de fapt similare de necontestat. Nivelul de persuasiune necesar pentru a ajunge la o anumită concluzie și în acest sens repartizarea sarcinii probei sunt legate de specificul faptelor de natură afirmații făcute și de dreptul cedul în cauză. Mergem mai departe. Totuși, curtea nu tot timpul a avut așa opinie și jurisprudența cedul a evoluat, evident, în sarcina probațiunii, în cazurile de discriminare. Și deoarece discriminarea este o temă atât de sensibilă și nu au existat foarte multe cauze în jurisprudența curții, într-un caz, Angelova împotriva Bulgariei, hotărârea a fost în 2002, curtea de fapt s-a referit la standardul în afara oricărui dubiu rezonabil. Și acea cauză era despre rele tratamente aplicate unei persoane de etnie romă. În urma acestor rele tratamente, persoana a decedat. Și o anchetă practic nu a existat la nivel național. Și curtea a aplicat standardul în afară oricărui dubiu rezonabil. Atunci când a examinat decesul persoanei, în urma aplicat pe criteriu rasial invocat de către părți, ea a spus că decesul trebuie să, acest criteriu și această discriminare trebuie să fie probată în afară oricărui dubiu rezonabil. Deci a aplicat standardul care se aplică în cazurile penale. Hotărârea aceasta a curții a fost foarte criticată. A existat foarte multe opinii, au existat foarte multe critici, inclusiv a existat opinii separate a judecătorului Bonela. Și eu vă recomand să o citiți. Din cât eu țin minte, eu nu țin minte exact dacă acest caz există în română. Totuși, acum Curtea Europeană face foarte multe traduceri în multe limbi europene a hotărârilor sale. Și după ce vom termina toate cazurile, noi chiar am să merg pe satul curții, pur și simplu și am să vă arăt cum voi puteți să găsiți traduceri în română la diverse cazuri.
În 2005, peste 3 ani, Curtea adoptă altă hotărâre, n-a ceva împotriva Bulgariei, tot împotriva celui aș stat. Din câte cunoașteți, în Bulgaria și în România, de fapt, sunt concentrați cei cel mai mare număr de populații din etnie romă. Și în foarte multe cazuri, împotriva acestor două state, sunt în care se invocă criteriul de rasă în cazuri de discriminare, împotriva acestor două state. Deci, împotriva acelui aș stat, peste 3 ani, Curtea adoptă altă hotărâre. În acest caz, apropo, noi ieri cazul pe care Elena nu l-a dat, cazul practică pe care ne-a luat, era foarte asemănător cu cazul Nacheva. Probabil că ea s-a inspirat un pic de acolo. Deci o persoană, doi romi, de fapt, au fost împușcați de poliție în urma unui raid a poliției. Au existat mărturii, precum că au fost declarații rasiste înainte ca aceste persoane să fie omorâte. O anchetă efectivă, în general, nu a existat la nivel național. Și atunci, persoanele reprezentanți au mers la curte. Și curtea aplică, în acest caz, deja alt criteriu. Curtea nu indică expres, da, că criteriul este balanța probabilităților, dar indică că modifică standardul și spune curtea adoptă concluzii care sunt susținute de evaluarea liberă a tuturor probelor, inclusiv deducții care pot să rezulte din fapte și din observațiile părților. Următoarea cauză în care curtea a mers încă mai departe, este cauza D.H. Schultz împotriva Republicii Cehe. Cazul acesta a fost polar discutat la sesiunea trecută, asta până nu vă aduceți aminte. Este iarăși vorba despre discriminarea elevilor romi care erau segregați în școlile speciale. Și în cazul acesta, curtea a spus că sarcina probei depinde de circumstanțele cauzei, de natura pretenției înaintate și de dreptul protejat de și invocat al convenției. Există un caz recent din 2013, se numește Horvat și Kis împotriva Ungariei. Eu aici nu l-am inclus, dar acolo curtea merge încă mai departe. Acolo curtea merge, este vorba exact despre aceeași situație, despre segregarea elevilor romi în școli. Și curtea merge, însașina probațiune, merge încă mai departe și ea spune că ea indică expres că a avut loc o discriminare indirectă și indică expres cum are loc probarea discriminării indirecte și indică expres cum părțile probează și care este însașina probațiune. Cum se numește cauza? Horvat și Kis. Ia pus și-o scriu pe eu. La CEDO și vor să probeze o discriminare. Ce trebuie ei să facă? În primul rând, să probeze criteriul de tratamentul diferențiat și criteriul protejat. Aceasta este obligatoriu de demonstrat. Ce nu trebuie să probeze este intenția de a discrimina. Asta nu trebuie. Și motivul de discriminare. Să demonstreze că a existat un prejudiciu asupra victimii și că o regulă sau o practică este destinată să ducă la un tratament diferențiat. Pentru că noi cunoaștem că există reguli și practici neutre care nu au scopul de a discrimina, dar pot să aibă, au un caracter neutru, dar pot să aibă un efect disproporționat asupra victimilor. În același caz, DH, curtea. Deci guvernul a spus că, de fapt, aceste școli speciale, ele nu au fost făcute pentru copiii romi, dar ele au fost făcute doar pentru ca să sprijine educația copiilor de etnie romă și să depășească lor anumite dificultăți lingvistice sau alte dificultăți pe care ei au. Și curtea a spus că, de fapt, nu contează care a fost intenția legitorului și nu contează care a fost intenția guvernului atunci când a făcut aceste școli speciale. Cel mai important este ce efect a avut.
acestui rol școli speciale. Și, și că copiii au fost afectați în mod disproporționat prin aceste măsuri care au fost luate de stat. Curtea ce mai poate să folosească curtea atunci când examinează profesorul probei? Sunt datele statistice. Și datele statistice sunt deosebit de importante pentru ce? Pentru a demonstra contextul. Pentru că foarte des este imposibil de demonstrat curtea anume împotriva acestei, de exemplu, un caz în care o femeie sau nu este angajată sau este plătită mai prost, da? Decât un bărbat cu aceeași funcție, cu aceleași responsabilități și ar trebui să aibă aceeași remunerare, da? Și atunci, ce poate să facă reclamantul? Reclamantul poate să instituie un context. Reclamantul poate să demonstreze care sunt circunstanțe, ce se întâmplă de fapt în țară. Și poate să vină cu date statistice, poate să vină cu date oficiale sau cu date din diverse rapoarte. Și spun, uite, conform datelor statistice, care este situația și care este contextul general în țară în privința situației pe care o pretinde a fi discriminatorie în cererea sa. Și curtea ia în calcul aceste date. Și în cazul, mi-e foarte dificil să pronunț, el e scris acolo jos, împotriva țărilor de jos, împotriva Olandiei. Și curtea spune că în cazul în care reclamantul poate să demonstreze în baza datelor statistice oficiale necontestate existența unui indiciu prima facie, potrivit cărui o anumită normă, deși este neutră, afectează un procent mai mare decât femei, decât bărbați, atunci stajul aprobațiunii se inversează. Și atunci guvernul deja are responsabilitatea de a justifica sau de a nega sau de a justifica ingerința. Ce se întâmplă atunci când dați statistici nu sunt? Reclamantul vine, el pretinde o încălcare, dar date statistici nu sunt. În cazul opus contra Turciei, curtea a luat în calcul date statistice prezentate de o organizație cu renume mondial, de Amnesty International. Dumneavoastră probabil vă aduceți aminte despre cazul opus contra Turciei. Pentru cei care nu își aduc aminte, este un caz de violență domestică în Turcia. Deci soția și mama acestea au fost ani la rând supuse violențe domestice. Ea a depus foarte multe plângeri la poliție, care Vale depunea, Vale retrăgea. Poliția o încuraja să nu depună în plângeri, poliția spunea că aceasta este o problemă a voastră internă de familie și voi, vă rog, să vă lămuriți acasă problemele voastre, noi nu aveam ce să ne băgăm în familia voastră. Până la urmă, soțul a omorât soacra. Cazul destul de tragic. Femeia nu avea, tragic, dar reprezentativ. Acest caz, de fapt, era foarte reprezentativ pentru problema sistemică care exista în Turcia. Dar el a venit ca caz singular în fața curții, fără niciun fel de date statistice. Și atunci câteva organizații internaționale au intervenit și au depus amicus curiae. Și atunci ce au făcut organizațiile acestea internaționale, ele au demonstrat contextul. Ele au venit cu date statistice și au spus, uitați-vă ce se întâmplă în Turcia. Acesta este procentul, fenomenul acesta este sistemic, fenomenul acesta este o problemă la nivel de țară. Cazul acesta este, de fapt, reprezentativ pentru țară. Și aici trebuie să fie constatată violența împotriva femeilor, ca formă de discriminare împotriva femeilor. Și curtea a luat în considerație aceste date. Aceasta demonstrează că curtea europeană, de fapt, are un rol activ atunci când examinează sarcina aprobațiunii. Și acesta este foarte important pentru avocați să cunoască. Și este important atunci să prezintă date statistice, să demonstreze contextul sau să solicite anumite organizații internaționale care posibil să aibă acces la astfel de date, să intervină ca terții părți și dacă într-adevăr acest caz este foarte important, atunci să intervină și curtea va lua în calcul acele date. Facem un mic rezumat. De fapt, motivul care stă la bază unui tratament puțin favorabil nu este important. Este important impactul care a avut tratamentul. S-a
sarcina inițială, oare reclamantul? El trebuie prima face să demonstreze că a avut o discriminare. Dacă reclamantul a făcut aceasta, atunci sarcina probațiunii trece la părât, adică la stat. Datele statistice pot fi folosite pentru a demonstra prima face un caz de discriminare, pentru a institui prezumția discriminării.